O să fac niște recomandări de cărți pe care cred eu că ar trebui să le citiți acum în sezonul ăsta, poate cu ocazia unui concediu sau unei vacanțe. Sunt cărți ușor de citit în principiu și drăguțe așa. Nu știu, unele sunt de dezvoltare personală, altele sunt ficțiune, dar haideți să procedem. Aici sunt toate cărțile. Vedeți, am schimbat puțin background-ul. Da. Am încercat așa să fac puțin ceva crăciunistic. Cred că o să vă nebunesc luna asta cu chestiile de Crăciun. Cam până acum toate videourile mi sunt așa în stilul ăsta crăciunistic. Deci. Așa, și să începem cu prima carte. Prima dată vreau să menționez faptul că nu sunt într-o ordine specifică, e o ordine aleatorie. Este Janet Oak. Adică autoarea este Janet Oak, cartea de Janet Oak, se numește Promisiunea neclintită a iubirii. De fapt, este dintr-o serie de romane, cred că vreo 7 sau 8, asta e cartea a doua, dar eu am citit o carte asta tot așa într-o iarnă sau iarnă spre primăvară, nu mai știu. Și de-aia mă duce cu gândul la perioada asta. Am citit-o pe la 12 ani, cred. În orice caz, e frumos, e chiar foarte faină și te duce așa într-o lume faină, drăguță, unde e totul pace și frumos și armonie și din astea. Cred că și multe dintre pasaje se perfect iarna. Cred că era chiar unul despre Crăciun, da? Hai să vedem. Da, am decis să las acolo treaba pentru că dacă nu vă dau foarte multe spoilere, adică e despre finalul cărții, deci nu vreau să știți mai multe. O să știți dacă o să citiți cartea și chiar vă recomand. Dacă aveți vacanță sau câteva zile libere acum de Crăciun, citiți cartea asta. Foarte faină, mai ales dacă sunteți așa în anii de adolescență, de, nu știu, în perioada liceului. Cum am zis, eu am citit-o la 12 ani și cred că au fost dintre primele cărți pe care le-am citit cap-coadă. Super. Mi-a plăcut mult. Asta așa la suflet. Bine, mie cam toate cărțile vreau la suflet, deci Următoarea carte este asta de Irina Binder, Insomnii. E o carte formată din toate articolele de pe blogul Irinei. Bine, până la apariția cărții, bineînțeles. E așa, pentru mine a fost o carte inspirațională și tot în timpul iernii am citit-o. Nu mai știu când am primit-o. Uite, e prima carte pe care nu am scris, nu mi-am scris numele. Și nu am scris când am primit-o, dar dacă bine rețin, am primit-o de ziua mea. Ceva de genul. Bine, îmi place foarte mult și coperta și cum e făcută, așa ea, în sine. E cât un citat din când în când, așa, pe o foaie din asta. De exemplu aici, dacă nu-i vezi lacrimile unui om, nu înseamnă că acesta nu plânge pe ascuns în sufletul lui. Deep. Vorbește despre multe chestii, despre self-care, despre faptul că trebuie să fim niște oameni buni în general, că trebuie să iubim, despre faptul că nu trebuie să amânăm lucrurile. E destul de inspirațională și eu chiar o recomand. Asta acum, poate pe început de an, mi se pare drăguț. Căutând un titlu de carte, am dat peste insomnii și zeci de nopți m-am hrănit din cuvintele tale care mi-au mușcat din suflet. Și am revenit iar și iar și l-am cunoscut pe omul poveste și alți oameni insomniaci. Atunci cuvintele au tăcut și mi-au făcut pansament în suflet. Inea Moldovean. Astea sunt niște nouți de la sfârșitul cărții. Într-o dimineață de decembrie m-am trezit cu un mesaj privat de la tine. Tu, Irina, cea pe care o citeam de mult timp, Irina cea bună, care schimbă totul în frumos.
Atunci mi-ai schimbat viața și mi-ai arătat ce înseamnă iubirea. Vă mai citesc așa câteva pasaje de aici și apoi trecem la următoarea carte. Nu vrem nici să lungim videoul ăsta, să fie unul infinit în care să folosesc aiurea eu și să mă bâlbâi. Dincolo de zâmbetele noastre, de măștile după care ne ascundem zi de zi pentru a fi acceptați de lume și pentru a nu fi judecați și condamnați că suntem ființe banale, ne aflăm noi înșine. Noi, cu poveștile noastre de viață, cu tristețile noastre, cu zbuciumile și fricile noastre, cu durerile pe care nimeni nu le-ar putea înțelege. Suntem noi, nefericiți, neîmpliniți, neînțeleși și neiubiți. Suntem noi, fragili și vulnerabili, atât de dependenți de puține atenție, de o mângâiere, de puțină iubire. Suntem noi, frumoși, buni, dispuși să oferim toată frumusețea pe care o avem în noi, dorni să ne dăruim și să oferim dragostea de care suntem capabili. Ar trebui doar să fim puțin mai îngăduitori și mai atenți unii cu alții, să fim mai puțin grăbiți, mai puțin egoiști, mai puțin orgolioși și mai dispuși să cunoaștem, să acceptăm, să iubim și să ne lăsăm iubiți. Articolul care urmează este cu sufletele la vedere. O carte care te îndeamnă la fapte bune, la independență și iubire multă. În orice caz, iubire multă. Următoarea este Andreea Esca cu Ce am făcut când am tăcut. Eu, proaspătă studentă la jurnalism, bineînțeles, pe cine puteam eu să urmăresc așa din jurnalismul românesc? Pe Andreea Esca, care e, cred că, cea mai cea totuși. Mai mă ales pe multe persoane, cred că sunt tipă Amalena, cred, dacă bine rețin, pe Alina Elioi, care și ea face jurnalism, pe mai multe tipuri le urmăresc așa în general, dar Andreea Esca e the best. Așa că mi-am cumpărat cartea ei. Am fost foarte curioasă. Auzisem de foarte mult timp, dar până în 2018 nu mi-am cumpărat-o. Sunt niște pasaje așa foarte deep și nu știu altceva decât te-ai aștepta, sincer. Nu mă așteptam. Eu nu mă așteptam că cartea asta să-mi placă și mă așteptam să fie mult mai seacă, mult mai subiect. Dar de fapt a fost o carte despre amintiri, sentimente, nostalgie. Fain, foarte faină. Să vedem dacă găsesc un pasaj să vă citesc. Comunicarea bate comunicarea. Prin mai 2012 am plecat un weekend la festivalul de film de la Cannes. Așa că se pronunță oare? Deoarece fusesem invitată să vizionez un film și aveam de realizat și câteva interviuri. Urma să mă întorc mai repede decât restul echipei românești ca să ajung luni la jurnal, așa că am plecat cu o zi mai devreme din București singură. Nu mai plecasem singură undeva de multă, multă vreme. Dar arta cere sacrificii și nu m-am îngrijorat, căci îmi plac atât de mult oamenii încât pot să vorbesc ori în șir cu oricine, oriunde și oricum. Când am fost prima dată în America, eram îngrozită că trebuie să stau într-un avion 12 ore fără să știu pe nimeni. Iar în câteva minute de la decolare, am intrat în vorbă cu un domn care stătea alături de mine și am discutat non-stop până la aterizare. Când m-au întrebat prietenii cum a fost zborul, nici nu știu ce să le răspund, fiindcă fusesem așa de prinsă în discuție încât avusesem senzația că zburasem o jumătate de oră. Ei bine, acum situația e complet diferită. Din sala de așteptare și până la scara avionului, în avion și imediat după aterizare, oamenii stau cu ochii ațintiți pe calculatoare, telefoane, PlayStation-uri și cu urechile astupate de căștile MP3-urilor. Cum ziceți că se cheamă toate acestea? Mijloace de comunicare? Despre ce comunicare vorbim atunci când oamenii nu se mai privesc în ochi, nu-și mai aud vocile, nu mai trăiesc emoțiile unei atingeri în timpul unui bluz, la o petrecere unde lumina se stinge la miezul nopții? Nu mă interesează nimic în afară de e-mail, Facebook, SMS, MS și alte forme facile de exprimare rapidă.
Singura soluție să te faci remarcată este să bești o cafea pe laptopul celui de alături și să speri la o reacție non-violentă. Bine că avem televizoare 3D ca să ne simțim mai aproape de actori, că oricum nu mai suntem în stare să ne apropiem de vecinul din stânga. Îmi pare bine că nu mai trebuie să mă las cucerită de vreun băiat ca să mă pomenesc când trimite pe telefon desene cu flori și semne de punctuație din care să-mi dau seama că îi bate inima. Arumare locală, Alexia și Ares vor trăi povești de dragoste pe Messenger. Iar șansa de a primi bilete de dragoste scrisă de mână sau poezie este ca și inexistentă. Și aproape ridicolă, înțeleg. Cel mai tare m-a marcat un cuplu care stătea în fața mea în așteptarea avionului. Erau tineri și frumoși. El scria pe laptop și vorbea la telefon în același timp, iar ea alterna aceleași două ocupații. Din când în când, rar se opreau și își adresau drăgostos cam patru cuvinte. Odată s-au și pupat scurt, sec și gospodărește. După care s-au aruncat ca disperați să-și continue treaba. Aveam să aflu, din convorbirea lui telefonică, că erau căsătoriți de curând. Trist, mă gândesc. Sau poate așa va arăta viitorul. Iar cei care nu știu ce au pierdut, nici nu o să sufere din pricina asta. Norocul meu că în timpul escalei de la München m-am întâlnit cu un amic care, deși era tot băgat în laptop, l-a abandonat pentru mine. Nu știu dacă de plăcere sau din politețe, dar măcar am schimbat două cuvinte cu un om. Spre norocul meu, la Cannes am fost o echipă de prieteni care încă se mai bazează pe comunicarea demodată. Râdem cu poftă și cu zgomot și nu ne scriem LOL pe telefoane cu fețele lipsite de expresie. Cam despre asta e cartea și, cum am spus, mie mi-a plăcut. O să o cunoașteți pe Andreea Esca într-un mare fel și altfel decât la televizor. De asemenea, vă recomand și interviurile ei de pe Europa FM, dacă nu mă înșel. Ea intervievează mai mulți oameni, dar are un stil aparte, bineînțeles. Și dacă tot suntem la capitolul interviuri și interviurile Lorenei Buhnici, de asemenea. Vă asigur că dacă v-ați făcut o impresie sau ați crezut că știți ceva despre un anumit om, vedetă, jurnalist, fotograf sau din alte domenii, după ce să ascultați un interviu luat de Andreea Esca sau de Lorena Buhnici, o să vă schimbați cu totul perspectiva despre acel om sau despre acea persoană publică. Așa că da. Dar să ne întoarcem la oile noastre și să... Da, mă uit și văd că deja am înregistrat de 20 de minute, deci noroc pe mai departe, Iudita. Sper să nu mă mai lungesc. Așa, deci următoarea carte, a patra, este Lecții de magie, de Elizabeth Gilbert. Ca un reper, ca să vă dați seama poate cine e Elizabeth Gilbert, e tipa care a scris Mănâncă, roagă-te, iubește. Eu am citit și cartea aia mai de mult. Mi-a plăcut, deși a fost așa un picuț mai greuț de citit la început, un picuț plictisitoare, aș zice. Dar în principiu mi-a plăcut și aia. Dar nu se citește foarte repede, cum spuneam. În schimb, asta am devorat-o. Am început-o anul trecut și tot așa, prin perioada asta. Nu anul trecut, acum 2 ani. Ori fi după anul nou, ori înainte, ceva de genul. Am citit-o și cred că am subliniat-o toată. E o carte motivațională, lecții de magie sau cum să-ți cultivi creativitatea. Deci nu credeți că o să facem magie neagră sau ceva, sau orice altfel de magie. Pur și simplu este vorba despre cum să-ți cultivi creativitatea. Și o să vă citesc, dar de data asta niște pasaje mai scurte, ca să ne mai lungim. Lucrează din toată inima, căci îți promit că dacă perseverezi, s-ar putea să ai norocul ca într-o bună dimineață să te lovească inspirația. By the way, probabil că vedeți citatul ăla pe care îl pun eu ori la final, ori la începutul videorilor, cu majoritatea lucrurilor pe care le faci au fost făcute deja, doar că nu au fost făcute de tine. Asta, ăla e din cartea asta. Deci, da. Încă are impact asupra mea. Și încă ceva pe aici.
Așadar, ocupă-te cu ceea ce te umple de viață, urmează-ți fascinațiile, obsesiile și impulsurile. Ai încredere în ele, creează absolut orice provoacă o revoluție în inima ta. Dacă lumea se delectează cu ceea ce ai creat, fantastic. Dacă lumea ignoră ceea ce ai creat, păcat. Dacă lumea înțelege greșit ceea ce ai creat, nu pune la inimă. Dar dacă lumea detestă categoric ceea ce ai creat, dacă te agresează, îți insultă inteligența, îți calomniază motivele și străiește bunul nume în roi, zâmbește gale și sugerează-le tuturor, cât mai politicos, să-și facă naibii arta care le place, după care continuă cu încăpățânare să o faci pe a ta. Un sfat pe care eu l-am aplicat foarte bine în viața mea. Și cu blogul și acum cu această tentativă de a vlogui, bineînțeles. Da. La început de an mai ales, vă recomand, citiți cartea asta, o să vă dea motivație să faceți ceea ce vă place, ceea ce doriți cu adevărat. Și asta contează cel mai mult. Și trecem la următoarea, care este numărul 5. Dar o să iau, nu o să iau chiar pe următoarea, o să iau pe asta pentru că deja au fost prea multe de dezvoltare personală și revenim la Irina Binder și o altă recomandare este fluturi. Am încercat și să fac un video, sincer, despre fluturi, dar nu mi-a plăcut deloc cum a ieșit și nici nu cred că o să-l refac pentru că... Da. Nu știu, sau poate să-l refac, dar nu știu sigur. Eu am citit toate volumele, toată trilogia, plus acum ultimul care a apărut, care este din perspectiva lui Robert, dar bine, aia n-am terminat-o, sincer, un pic mai multă istorie. Însă astea să știți că așa de repede și dacă aveți nevoie de ceva care să, nu știu, să vă scoată din rutină, din plictiseală, recomand Flutur de Irina Binder, o să trăiți cu intensitate telenovela asta, care se petrece și în niște locuri frumoase, cum ar fi Brașov, Snagov și în ceva orășele din Germania, din câte rețin. O să petreceți, sincer, timpul exact în povestea asta, nu o să mai puteți evada. Vă recomand. Se citește foarte repede, de aia am insistat pe asta. Cred că dacă aveți o săptămână liberă, puteți să citiți toată trilogia în săptămâna aia. Eu primele două volume le-am citit în vreo 2 zile, deci cam așa se stă. Următoarea, care este Girl Boss de Sofia Amorosu. De cartea asta m-am auzit de la Andreea Balaban, dacă cineva pe aici se mai uită la alte videouri decât ale mele. Sau poate uite asta la mele. Mă flatez. Deci așa. De cartea asta am auzit de la Andreea Balaban acum ceva timp și atunci am și citit-o în 2016, deci vă dați seama. De atunci Sofia Amoruso a mai scris ceva cărți, din câte rețin eu am mai scos. Este o carte motivațională și exact despre ceea ce vorbește titlul, Girl Boss. Cum să fii independentă și să te pui pe treabă, să lucrezi. Asta e. O să o citesc chiar începutul. Un citat de la ea. Viața e scurtă, nu fi leneș. Așadar, vrei să fii o girl boss? Voi începe prin a spune două lucruri. Primul, e minunat. Ai făcut deja primul pas spre o viață grozavă prin faptul că îți dorești una. Al doilea, acesta este singurul pas care va fi ușor. Restul, lucrurile stau cam așa. Dacă vrei să fii o girl boss, nu e ușor. Necesită multă muncă asiduă pentru a ajunge aici și nu se termină nici când ajungi, ba chiar necesită mai multă muncă pentru a rămâne aici. O girl boss este stăpâna pe propria viață. Obține ce vrea pentru că muncește pentru asta, în calitate de girl boss preiei controlul și accepti responsabilitatea. Ești o luptătoare, știi când să ataci și când să primești lovitura.
Uneori încalci regulile, alteori le urmezi, dar întotdeauna tu ești cea care face alegerea. Știi încotro te îndrepți, dar nu poți ajunge acolo fără să te distrezi puțin pe drum. Prețuiești onestitatea mai mult decât perfecțiunea, pui întrebări, îți iei viața în serios, dar nu te iei pe tine însă ți prea în serios. Vei cuceri lumea și o vei schimba în acest drum. Ești tare! Cum am spus, dacă căutați motivație, inspirație, asta e cartea pe care trebuie să știți. Se citește repede și asta. Cam toate cărțile pe care le-am ales sunt cărți care se citesc repede. De asta le și recomand că, da, dacă ești în concediu, în vacanță, cam despre asta e vorba, nu? Să te chinuiești, să înțelegi ce vrea să spună autorul. Sau ce exprimă eu liric. Pentru inspirație și motivație, apelați la Cărbos. Și noi o să trecem la următoarea carte, care este ceva creștin. Vladimir Pustan cu Dulcele Sărut al Singurătății. Cum e și titlul Deep, cam așa sunt și de aici, sunt mai multe articole, de fapt. Nu este o poveste, deși să știți că Vladimir Pustan are cărți foarte bune și de ficțiune. Cred că una dintre ele este când Moartea la fereastră sau ceva de genul. Am citit-o și pe aia. Nu știu dacă bine rețin, pentru că le mai confundit. Eu mai am una în bibliotecă care este tot ceva de genul. Dar da, asta vă recomand foarte mult. Și o să vă citesc chiar ceva tematic. Dacă toți suntem crăciuniști și chestii de genul. Vedem, cred că era ceva despre Moș Nicolae. Moș Nicolae, Sfântul Buzelor Umflate. N-am știut nimic despre el înainte de Revoluție, probabil din cauza că avea același prenume cu împușcatul, iar apelativul de moș nu-i convenea bâlbâitului din Scornicești. Nici tata nu s-a căznit să-mi facă lipiala cu el. Tata n-avea timp de fleacuri. De aceea n-am înțeles de ce într-o seară, venind de la o evanghelizare, m-am împiedicat în prag de pocăncii copiilor și nu mi-am pus nicio întrebare de ce i-au lăsat afară. Dimineața, copiii s-au trezit înaintea mea. Nu și-a mai găsit nici măcar pantofii, pentru că Bernardul nostru, Barry, îi cărase în cușcă. O venit la mine cu buza umflată și cu ochii în soarele de iarnă. Suntem împotriva tradițiilor și că trebuie să fii atenți, pentru că diavolul nu doarme și el folosește ba o zi, ba alta, ba un sfânt, ba un Valentine's Day. N-am avut cu ține o predică motivatoare pentru că plecaseră să-și recupereze bocancii. Adevărul e că Moș Nicolae ar trebui să fie Sfântul Național al Românilor. El are de-a face cu noi mai mult decât Sfântul Andrei care ne-a adus credința, deși decât Sfântul Ștefan cel Mare, cel de grabă vărsătorul de sânge nevinovat și alții. Sunt vreo 23 de milioane de români lăsați zilnic cu buza umflată, de parlamentari, poștași, patroni, copii, părinți, soț, soție, profesori, medici. Viața acestor amăriți risipiți prin România, Spania, America, aiurea și Canada e un bocanc gol, lustruit, scos pe pragul destinului, așteptând în noaptea lungă umplerea. Moș Nicolae e tot ce nu e Dumnezeu și în care noi ne punem încrederea. E goană după vânt, e agățarea disperată de orice ni se pare un riazăm, o ancoră. E așteptarea cu mâinile în sân să ni se întâmplă ceva care să ne schimbe viața. De fapt, refuzul de a te încrede în Dumnezeu are ca alternativă buzele umflate. Da, sunt titluri pe care cu siguranță o să vă intrige. De exemplu, vă urez pe toți cu toată dragostea. Omul ăsta are așa un sens al umorului foarte bine dezvoltat și place și sarcasmul și felul în care abordează totul. Dacă vreți să ascultați și predicile lui, pe Cireșari TV sau ceva de genul, eu le mai ascult din când în când, îmi place foarte mult. Un alt articol care l-am citit la nesfârșit și titlul place foarte mult, se numește E atât de aproape fericirea.
Foarte fain. Nu o să vi-l citesc, vă las să-l descoperiți singuri. Mă uit să văd dacă mai este ceva crăciunistic. Din câte țin minte era. A, da, uite că am și găsit. Adio, Moș Crăciun. Nu l-am iubit niciodată și nici el nu s-a frământat foarte tare din cauza mea. Probabil pentru că a venit prea târziu. Eu nu am avut Moș Crăciun, ci numai Moș Gerilă. Așa a fost atunci. Pentru atâta lucru nici nu merită să te plângi. Să ne fie de bine la toți cei din generația care am dat bacul în 1985. Cu Moș Gerilă, aceasta era o întreagă chestie. În primul rând venea aiurea, tocmai pe 6 ianuarie. Apoi nici nu venea acasă, ci numai la fabrică la tata. Era și zgârcit. O portocală și o căciulă. Odată mi-a trimis un aroz. Nici nu știa că-s băiat. Era adus de ruși, așa că l-am înțeles. Am învățat de la el că în viață trebuie să te luți pentru a avea ceva și nu merită să stai milog la cheremul moșului. Ne-am pus barbă de vată, ne-am făcut săbii din șipcile de la gard și căciula bunicului pe cap. Unul era înger, altul era irod și crai erau și am plecat în lume. Ai, mă scuzați. Nu știu ce e cu mine, mă bâlbâi și reboșită. Anii au trecut. Privesc în urmă fără resentimente. Unii au rămas îngeri, alții crai, alții roz și o bună parte ciobani. Ne întâlnim pe stradă, în tren, în biserici. Dar ce treabă are Moș Crăciun cu toate astea? Niciuna. Acum, când scriu aceste rânduri, am gripă. Încrâncenat, mi-aduc aminte că, în urmă cu ceva timp, într-o ședință de comitet, frații au zis să-l alungăm pe Moș Crăciun, dar să-i păstrăm cadourile pe care să le mânăm noi copiilor din biserică. M-am uitat pe geam și la lumina neonului mi s-a părut că-l văd rânjind într-o salopetă pe Moș Gerilă. Da. Cam despre asta e vorba. Abordează foarte multe teme și, cum v-am spus, într-un mod ironic, cu mult umor și totuși te face să înțelegi care e esența. Vă recomand. Nu doar cartea asta, ci în general vă recomand Vladimir Pustan. Toate acele locuri minunate. O carte pe care o recomand în principiu celor care sunt încă în liceu. O carte care te îndeamnă să trăiești. Să, nu știu, carpe diem. Dacă bine pronunț, e foarte faină, deep și nu știu, te face să fii mai recunoscător pentru ceea ce e în jurul tău, să îți dai seama că momentul de acum contează, că nu trebuie să-l iei drept, nu trebuie să-l iei de-a, nu știu, așa. Trebuie să fii mulțumitor pentru ceea ce este pentru acum și că trebuie să faci ceva, nu să stai pasiv, să ți rosești zilele stând în casă, la seriale sau cum își mai irosesc sau ne irosim timpul noi, tinerii din ziua de azi. Că trebuie să ieși afară, chiar dacă vezi un loc nou care e aici, la 5 metri, dacă n-ai mai fost, du-te acolo să-l vezi. Nu știu, fă-ți un prieten nou, abordează un om pe care nu l-ai mai abordat până acum. Despre chestii de genul. Despre a nu sta degeaba. Protagoniștii sunt Violeta și Finch, dacă bine, da. Theodore Finch și Violeta Markey. Theodore Finch e fascinat de moarte și se gândește neîncetat la tot felul de modalități în care și-ar putea pune capăților. Violeta Markey trăiește pentru viitor, numărând zilele rămase până la absolvire. Cam în aceste două extreme, cred că se încadrează generația din ziua de azi, generația noastră. Unii își doresc să moară acum. Alții trăiesc crezând că mâine va fi mai bine, că atunci,
Că după absolvire va fi mai fain, că după ce te muți, că după ce te măriți, că după ceva. Vezi că în viitor era ți trăiesc în trecut sau, mai bine zis, nu mai vor să trăiască deloc. Recomand toate cele locuri minunate de Jennifer Niven. Este de la editura 3 și e foarte faină. Să vedem dacă găsesc ceva. Da. Mi-am adus aminte că, de fapt, am carnetelul ăsta cu citate și aici mi-am extras niște citate din carte. Am în mașină o hartă care abia așteaptă să fie folosită și cred că sunt locuri unde putem merge care merită să fie văzute. Poate că nu le-a vizitat nimeni, niciodată, nu le-a apreciat nimeni și nu a dedicat timp să se gândească cât sunt de importante, dar poate și cele mai neînsemnate locuri înseamnă ceva. Și dacă nu, poate că ar putea însemna ceva pentru noi. La sfârșit, când le vom lăsa în urmă, vom ști că noi le-am văzut. Așa că termină, hai să mergem. Hai să facem să conteze. Hai să coborâm de pe muchia aia. Un îndemn foarte bun. Hai să mergem, hai să facem să conteze. Despre asta e viața. Despre asta e. Întotdeauna există un loc în care să mergi. Să fac orice e nevoie ca să mă amintesc că sunt încă aici și am ceva de spus. Așa e. Trebuie să faci ceva care să te facă să te simți viu. Și dacă lucrul ăla e să mergi undeva, mergi. Dacă lucrul ăla e să spui ceva, spune. Dacă lucrul ăla e să faci ceva, să cunoști pe cineva, du-te și fă lucrul ăla. Simte-te viu. Despre asta e viața. Stând și rosindu-ne viața în casă, păcălindu-ne că trăim, că socializăm, că poate socializezi. Vorbești toată ziua pe Instagram cu cineva, trimiți povești, faci zile pe Snapchat, nu știu. Poate chiar mai vorbești și cu video cu cineva. Dar doar te păcălești. Pe termen lung, doar te păcălești. Trebuie să ieși, să te duci, să faci, să cunoști. Pentru că o să te ajute asta și mai departe și nu doar emoțional, ci din foarte multe puncte de vedere. Nu am mai exista noi ca specie umană dacă nu am avea conexiuni, dacă nu, noi nu putem să stăm singuri. Eu, ca o persoană singură, nu am sens. Cum să spun? Adică nu vreau să zic sensul de la că alții trebuie să te definească sau, nu știu, să nu pară așa. Dar tu care faci ceva cu cineva, care faci un lucru pentru cineva. Iar omul ăla face un lucru pentru tine. Despre asta e vorba. Noi existăm împreună toți. Cum e viața fără prieteni, viața fără nimeni, fără familie? Nu e nici cum, nu? Da, ok, fără iubiți, fără logodnici, soți, putem să trăim. Fără un partener, putem să trăim. Dar fără prieteni, mai greu. Fără un suflet lângă tine cu care să împărtășești chestii, greu. Adică nu, eu nu cred că aia se poate numi viață. Da, o soră, un frate, o mamă, o prietenă, un prieten. Trebuie. Și relațiile nu se întrețin stând izolați. Așa că, oameni dragi, hai să ieșim din casă. Asta e un demn și pentru mine, bineînțeles, pentru că tehnologia asta ne
face. Adică, bine, nu vreau să dau vina neapărat pe tehnologie, pentru că tehnologia este acolo, există și noi suntem cei care nu putem să ne controlăm și nu suntem destul de educați și disciplinați în sensul ăsta. Așa că pentru că ne e comod. Că nu e mai comod să stai în casă, ai o conversație pe Instagram și poate în timpul ăla, nu știu, să te mai uiți la un serial, să nu știu ce, dar decât să ieși la o cafea. E mai comod. Dar nu e mai sănătos. În fine, mai am două cărți despre care să vorbesc și bineînțeles că m-am lungit, deja am aproape o oră înregistrată, așa că continuăm. Lăsăm predicile și poveștile pe altă dată. Pentru că știu voi că mie îmi place să povestesc așa. Degeaba am un vlog pe care care se numește Cafea și Povești, adică trecem la oile noastre. Și următoarea carte este Ziua în care la capătul celălalt a iubirii n-a mai fost nimeni. Un titlu mai lung, dar foarte deep. Este descrisă de Ioana Chichet Macoveiciuc. Tipa este româncă, este din noi, are un blog, cred că mai scrie mai multe chestii despre parenting acum, dar mai are cărți mai multe și a ales multe despre parenting, dar cartea asta trebuie să recomand din ea mea, dar mă bucur foarte mult că cineva mi-a împrumutat-o, pentru că, nu știu, e altceva. Femeia asta, deci, e incredibilă, deci nu... Începe așa despre o tipă din facultate care stătea la cămin, unde spunea, ok. Dar iau în tursătură toate lucrurile și nu știu, e super faină. Deci, citiți-o, citiți-o, citiți-o. Nu știu de câte ori aș putea recomanda cartea asta. Știu că era un citat care îmi plăcea foarte mult. Cred că da, să moară poate oricine. Da. Și drept, să moară poate oricine. Nu. Nu este nimic brav în a muri. Să vedem ce să faci putea citi de pe aici. Fără să vă dau prea multe spoilere, bineînțeles. Aș fi vrut să moară cu gândul la mine și m-aș fi gândit la el, la copii și la el. De ei mi-ar fi fost frică să-mi fie dor. De durerea lor aș fi luptat să mai trăiesc. Ai ales calea ușoară, Andrei. Să moară poate oricine. Te duci într-un loc pufos, cu aromă de nori, unde nu-ți regrete, dureri și nici amintiri. O arzi pe acolo o eternitate, în timp ce fraierii ăștia care aleg să nu moară te jilesc aici, întrebându-se cum ar fi fost dacă. Frumos ar fi fost să nu te urci acolo, să nu sfidezi moartea, să stai pe burtă pe iarbă în parcuri și să puzești buruze. Tu nu, sus, de sus, să faci panorame. Ei, uite că ai făcut ultima ta panoramă, de sus în jos, în viteză. Acum te-ai dus să faci poze prin rai, mereu ți-au plăcut portretele alb-negru. Sper măcar să-ți iasă unul bun. Ai murit, mi-ai murit, să-ți fie rușine. Dacă există viață după moarte, o să te caut, o să te găsesc, o să te iubesc și apoi o să te părăsesc. Să vezi și tu cum e să rămâi singur pe lume, fără iubire și fără răspuns. Trist, nu mai e așa cu fior, peși și raspinării. Așa că cred că o să o lăsăm aici. Vă las să citiți. Să trăiți și voi aceiași fiori și aceleași trăiri pe care le-am avut eu citind cartea asta. Wow! Deci nu uitați, ziua în care la capătul celălalt al iubirii n-a mai fost nimeni. Mergeți și cumpărați-vă cartea asta. Și acum, ultima carte, este o carte de poezii. Și se numește, sigur ați auzit de ea, pentru că a fost foarte mediatizată într-o vreme. Am să te iubesc până la sfârșitul lumii, de Marius Tucă. Poezie contemporană, modernistă, cum vreți să ziceți. Nu mai știu exact în care
prin asta se încadrează. Dar, în orice caz, sunt niște poezii foarte faine și le recomand din suflet. Cred că am folosit cuvântul recomandă de 1000 de ori în video ăsta, dar mă scuzați. Asta e. Hai să vă spun una tot așa tematică. Dacă o găsesc. Așa, asta e. Ana, ninge tot orașul. E iarnă și pe afară ninge tot. Ninge tot orașul, ninge toate păsările, prin fereastră deschisă, pătrunde cerul și intră în casă. Ninge și cearșafurile din mătasă și ard și ninge. Lumina se ascunde de noi, miroase a zăpadă și amor. Scaunele, masa, ușa tac, se aude cum ninge doar. Nu mai avem timp, greutate, și ninge peste noi cu noapte. Fulgite neaș și întunericul tac, ninge și miroase a covrigi cu mac. Miroase a tu și a alb, miroase a eu și a alb. Colorăm florile de gheață din fereastră, cu respirația ta, cu a mea, cu a noastră. E iarna și pe afară ninge tot. Ninge tot orașul. Fain, ha? Romantic de numai, să știți. Și foarte fain. Ceva ușor, decizit la cafea dimineața sau la un ceai seara sau la, de ce nu, la un pahar de vin seara. Chiar foarte faină. Cam cu asta se încheie videoul despre recomandări de cărți. Sper să citiți măcar una dintre ele și să-mi spuneți dacă v-a plăcut, cum vi s-a părut, dacă ați citit până acum vreuna dintre ele, ce părere aveți și ce cărți recomandați voi să citim în timpul ăsta așa iernatic și poate în perioada sărbătorilor, poate aveți recomandări mai tematice. De ce nu? Mie îmi plac. Precum vedeți, I'm all about the Christmas și chestii de genul. Așa că da. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat, că m-ați auzit. Ăsta o să fie probabil un video mai lung, nu chiar de o oră, cum am înregistrat-o aici, pentru că o să tai din el, sper să reușesc. Dar, în orice caz, dacă ați rezistat până acum, sunteți cei mai tare. Vă mulțumesc și ne vedem în videoul următor.